Brâncuș. Tăind piatra și lemnul cu mâinile lui de țăran din Gorj, el a deschis artei și spiritului omenesc poarta unui nou univers. El este mai mult decât un sculptor. Este un profet. S-a născut la Hobița în 1876. În fața lui învățăm. Să începem cu prima lecție. Lecția despre cerc. Să fie cercul vieții sau miracolul ei. Se desenează pe nisip un cerc, după care se taie în două, după aceea se cade în genunchi, după aceea se cade în brânci, după aceea se izbește cu fruntea nisipul și îi se cere iertare cercului. Atât. Urmează alte lecții. Când înderetnicirea devine meșteșug, când meșteșugul devine artă, când ne croim din scânduri ușile, ferestrele, patul, podelele. Când stăm la masa scundă și rotundă, cu scaune și ele rotunde. Când adunăm toate cele trebuincioase războiului de țesut, lingura, ulcica și câte altele. Când ridicăm o biserică, odată cu sicriul și crucea de mormânt. Când murim, în fața lui învățăm. Brâncuș, un neobosit lucrător cu brațele, un poet și filozof umanist, poet în piatră, arhitect în piatră, gânditor în piatră. Un singuratic la care tandrețea s-a întâlnit cu gravitatea marilor întrebări. În afară de Shakespeare și Beethoven, se pare că mai există un Dumnezeu. Acesta este românul Constantin Brâncuș. Poarta Sărutului. O poartă prin care nici nu intri, bine că ai și ieșit, ca prin oricare alta. O clipă doar. O clipă care, fiind viață, faptă omenească, te mută din tăcere în infinit. Care altul ar fi putut da acea superbă strălucire și netezime, acel fascinant finit pentru care, ca un zelos bijutier, nu ostenea să șlefuiască ani și ani de zile? Masa tăcerii.
Încercând să te așezi pe unul dintre scaunele ei de piatră, îți dai seama deodată că el nu poate avea această valoare utilitară. Și în loc să te pună în legătură cu masa aflată la mijloc, te pune distanțat de ea, stânga și stinger. La început, lumea era doar neființă. Ea exista. S-a preschimbat într-un ou. După ce a trecut un an, oul s-a spart în două. O parte a cojii lui a devenit argint, cealaltă aur. Pământul s-a creat din partea de argint, iar cerul din cea de aur. Rătăceam de milenii printre pietrele sfărmate, până când veni unul să le trezească la viață, să le învețe să umble, să zboare, să vorbească, să cânte. Se numea Brâncuș. Paris, Impasse Ramusin, 11. Atelierul și-a găsit refugiu într-un muzeu. Cultura lui Brâncuș ocupă centrul neclintit al artei moderne. Ea iradiază o seninătate care o apără de zbuciumul exterior. Forța ei izvorăște din opoziția celor două principii care o guvernează. O naivitate de copil, care privește lumea cu ochii inocenți, și o înțelepciune studiată, profund înrădăcinată în trecut. Așa sunt simbolurile unei certitudini solide și severe. Nimeni nu știe mai bine decât Brâncuș să extragă din materia folosită noi valori expresive. Le extrage din lemn, din piatră, din bronz, exploatându-le venele, rugozitatea, tăietura dreaptă și precisă, culoare, lumină. Mai întâi îți strângi umerii, mai apoi te înalți pe vârful picioarelor, închizi ochii, refuzi auzul, îți spui în sine, acum voi zbura. Apoi zici, zbor, și acesta e
zbor. În fața unui tribunal american a avut loc o senzațională dezbatere, al cărei protagonist a fost sculptorul român Constantin Brâncuș. What do you call this? I use the same term the sculptor did. Oiseau, a bird. What makes you call it a bird? Does it look like a bird to you? It does not look like a bird, but I feel that it is a bird. If you saw it in the forest, you would not take a shot at it. No, sir. Laying aside the title, tell us whether this is a work of art. Has it any underlying aesthetic principle? No matter what its title is. Yes. Will you explain, please? It is an object created by an artist in three dimensions. It has harmonious proportions, which give me an aesthetic sense, a sense of great beauty. Mr. Brancuse is, I see, has tried to express something fine. For 20 years he has worked on that thing, changing, dividing it, until it reached this stage, where the lines express a bird. The lines suggesting it flying up in the sky. Acesta a fost actul de reconciliere între arta contemporană și societate. Acesta este obiectul importat? Da, domnule. Acesta e obiectul importat. Sub ce denumire a fost facturat? Cu denumirea franceză Oiseau. Asta înseamnă pasăre. Da, domnule. Reprezintă un produs al școlii moderne de artă. Vreți să comunicați curți în detaliu ceea ce știți? În stadiul de față, această pasăre este rezultatul unei serii de opere similare, timp în care a trecut prin diferite prefaceri. Cum numiți dumneavoastră piesa aceasta? Folosesc același termen pe care îl dă și sculptorul, Oiseau, o pasăre. Ce vă face să o numiți pasăre? Vi se pare că seamănă cu o pasăre? Nu seamănă cu o pasăre, dar eu simt că este o pasăre și artistul i-a atribuit calitățile unei păsări. Numai pentru că artistul a denumit o pasăre, dumneavoastră o și socotiți pasăre? Da, onorate domn. Dacă îți vedea o pădure, ați trage într-însa? Nu, onorate domn. Dacă domnul Brâncuș ar fi numit acest obiect pește, l-ați fi luat drept pește? Dacă el l-ar fi numit pește și eu l-aș fi numit tot pește. Dacă l-ar fi numit tigru? Mă opun întrebării. Dacă Brâncuș l-ar fi numit tigru, l-ați fi numit de asemenea tot tigru? Mă opun întrebării. Să modelezi un ou, o sferă, o formă simplă, nu este un scop în sine. Forma nu-și atinge plenitudinea decât când exprimă greutatea experienței omenești. Obiectele lui Brâncuș poartă în ele credința, darul și încredere. Sunt intim apropiate profundei înțelepciuni a poeziei, aproape de cosmos și de mitologie. Brâncuș a simțit iluminarea geniului într-o epocă menită să reamintească omului originile sale ancestrale. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze, până cubul iese perfect. După aceea se ia un ciocan și brusc se fărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți, zice: ce cub perfect ar fi fost acesta, de n-ar fi avut un colț sfărâmat.
Ideea coloanei a fost una din obsesiile lui Brâncuș. Este o căutare permanentă de ani de zile. Cum a apărut această idee și această coloană în opera lui Brâncuș? Ne întrebăm, desigur, și încercând să găsim răspunsul, am căutat în cărți, în albume, în documente și am constatat că cei care l-au cunoscut bine pe Brâncuș, cum ar fi Milița Pătrașcu, spunea de pildă că era normal ca cel mai novator dintre sculptori să se nască pe pământ românesc. Motivul acesta al coloanei a fost studiat de Romulus Vulcănescu, care arată că această coloană a cerului, a coloană cosmică, Axis Mundi, este un lucru care în acest teritoriu al țării noastre a existat și s-a permanentizat. Mircea Eliade, la rândul lui, constată că motivul acesta de Axis Mundi este prezent la Brâncuș, dovedind tocmai această legătură cu străvechimea. Coloanele brâncușiene, spre deosebire de coloanele clasice cu capitel și soclu, nu au nici început, nici sfârșit. În fotografiile lui Brâncuș apar coloane cu 3 elemente, cu 2, cu 6, cu 9. Coloana de 7 metri a fost prima coloană realizată de Brâncuș în aer liber. A făcut-o în grădina unui bun prieten al său, Eduard Steichen, la Boulangerie, lângă Paris. Coloana este cioplită într-un plop, are puțin peste 7 metri, și fotografiile realizate de Eduard Steichen reprezintă un fel de film al felului în care s-a realizat această coloană din lemn. În România anilor 30 se consemnează un moment de oarecare înflorire economică. În 34 această înflorire economică ajunge la un apogeu. Este momentul în care la conducerea cabinetului liberal se află Gheorghe Tătărescu din Gorj. Soția lui Tătărescu, Aretia Tătărescu, era președința Ligii Femeilor Gorjene. Milița Pătrașcu a fost rugată de Aretia Tătărescu să realizeze ea un monument pentru eroii Gorjului. Milița Pătrașcu a avut smerenia deosebită de a spune că este un lucru pe care mai bine l-ar face un alt gorjan, sculptorul Brâncuș, căruia ea fusese ucenică la Paris. Este cu atât mai meritoriu faptul că Aretia Tătărescu a acceptat ca Brâncuș să facă ceea ce dorea el. I-a dat mână liberă să aleagă și tema și locul unde să se înalțe monumentul. Și așa se face că la Târgu Jiu se ridică unicul monument de mari dimensiuni realizat de Brâncuș. Thank you.
la sfârșitul lui 34 a venit inginerul Gorjan într-o vizită la Brâncuș. Era fiul unui bun și vechi prieten și prima oară când a ajuns la Paris a considerat absolut necesar să-l viziteze pe Brâncuș. Cu ocazia acestei vizite, Brâncuș i-a arătat coloanele din lemn și l-a consultat în ce măsură s-ar putea realiza o coloană din metal de mari dimensiuni. Tânărul inginer a avut o idee pe care i-a împărtășit-o sculptorului, și anume ca pe un stâlp solid de oțel, bine înfipt în pământ, să se tragă ca niște mărgele uriașe modulele coloanei. În iulie 1937 a venit inginerul Gorjan, tata, la Târgu Jiu, s-a întâlnit cu Brâncuș și au stabilit locul unde va fi ridicat monumentul. În momentul în care a mers cu tata, cu inginerul Gorjan, să vadă locul, acolo se aflau foarte multe căpițe de fân. Și Brâncuș a numit locul respectiv Târgul Fânului. În luna cât a stat Brâncuș cu tata, au purtat discuții timp de ore întregi, două săptămâni de zile, ca să stabilească dimensiunile unui modul și dimensiunea întreagă a coloanei, și după diverse încercări s-a ajuns la forma finală. Un modul care să aibă baza mică 45 de centimetri, baza mare 90 și înălțimea 1,80, adică un stat de om. Când a ajuns la această soluție, Brâncuș a fost mulțumit și a fost cu atât mai mulțumit cu cât s-a putut realiza o înălțime totală de aproape 30 de metri. Deci față de coloana din lemn de la Boulanger de 7 metri, aceasta era mult mai înaltă. Timp de alte două săptămâni, la atelierele centrale s-au făcut întâi un model de lemn de tei pe care Brâncuș a cioplit o fațetă. După ce a realizat fațeta, Brâncuș a trebuit să plece la Paris. La 2 septembrie i-a scris din tren inginerului o scrisoare care se află în arhiva familiei. Frumos este că scrisoarea se încheie cu cuvintele "cu drag și multă omenie". Inginerul a rămas singur răspunzător de realizarea lucrului. În cursul lunii octombrie, la Târgu Jiu s-a realizat fundația, o fundație extrem de solidă, de către o firmă din Brașov. Fundația din beton are 5 metri în adâncime, o bază de 4,5 metri pătrată și în formă de trunchi de piramidă. La început de noiembrie a sosit din nou în țară Brâncuș. Există două imagini în care este vizibil și Brâncuș urmărind montarea modulelor 2 și 3. Brâncuș stă cu spatele, nu-i plăcea să fie fotografiat. În aceste imagini, fotograful este inginerul Gorjan, care nu apare în niciuna din ele. După ce a văzut cum se trag modulele pe stâlp, Brâncuș a fost mulțumit și a plecat din nou din țară. Până pe 15 noiembrie, toate modulele au fost trase pe stâlp și în cam 3 luni de la începerea lucrului, coloana era în picioare. La inaugurarea monumentelor din octombrie 38,
Inginerul Gorjan nu a fost de față, nefiind în țară, iar prezența lui Brâncuș este discutabilă. Se pare că, între timp, se schimbase conducerea politică, începuse dictatura carlistă și, după unele documente, Brâncuș nu ar mai fi fost dispus să asiste la inaugurare. Din păcate, această plecare a lui din țară a fost definitivă, nu a mai putut reveni să-și vadă monumentul. Înainte să moară, cu puțină vreme, a dat un interviu unui reporter spaniol și a afirmat că dintre lucrările lui consideră două ca cele mai aproape de perfecțiune, cocoșul și coloana. Cocoșul dorea să îl dăruiască în formă monumentală Franței, dar nu a putut să o facă, iar coloana a dăruit-o patriei sale. Și după cum bine spunea Sidney Geist, este o adevărată justiție poetică în faptul că în propria lui țară se află capodopera brâncușeană. Se ia încă o dată o bucată de piatră, se cioplește, se lustruiește, se răzuiește cu rază, până cubul iese perfect. După aceea se sărută de nenumărate ori cubul. După aceea se ia din nou un ciocan și brusc se fărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți, gândivor. Ce cub perfect ar fi fost acesta.
voi numi sculptura lui Brâncuș o sculptură stelară. Una din caracteristicile artei brâncușiene este spiritul său de verticalitate. Sentimentul eternului, al absolutului, care la el apare în mod permanent, a condus conștient sau instinctiv la verticalitate, manifestată în cel mai înalt grad în coloana infinită. Ea este un rezumat suprem al operei brâncușiene. Întrebatul am ades pe maestru Brâncuș, stând în fața coloanei fără sfârșit și arătând spre cer. Și niciodată n-am primit decât același răspuns omenesc. Uită-te în sus, dar niciodată nu uita, prietene, că însuși nesfârșitul cel înalt obârșiaș are tot jos. Pe pământ. În fund, pe stânga, era atelierul lui Brâncuș, neașteptat. El ne-a deschis ușa. Doi ochi mici albaștri mi-au sfredelit privirea din umbra orbitelor adânci. Și retenie, bănuială și o sclipire de ostilitate jucau în ei. M-a întâmpinat cu un glas cântărit. Vrea să zic că ești fata lui Barbu de la Vrancea? Da. Și cânți la pian, frumos? Da. Dar nu de ale noastre. Acelea nu sunt pentru pian, dar știu toate jocurile noastre țărănești și când le joc nu mă întrece nimeni. Intrasem în casă. O masă tăiată dintr-un trunchi gros de copac, în jurul ei butuci la fel pe trei picioare, dădeau încăperii un caracter primitiv. Brâncuș mă examina fără indulgență. Totul era vioi în el, barba sură, părul lung lăsat în voie, haina de lucrător, mâinile agere, semăna cu un grădinar care cultivă orchidee. Eu am venit la Brâncuș când s-a terminat războiul în 19 și am stat 4 ani la el. Din la Brâncuș mai mult învățai de... privind pe el, din felul lui de a fi, de felul lui se comporta. Era foarte zgârcit la vorbe. Îmi plăcea tot ce făcea el. Eu eram convinsă de el. El era așa, un om, un mister de om. L-am cunoscut în 1927,
Cântilarie Voronca m-a condus la atelierul lui din Ampas Rosa și m-a prezentat lui Brâncuș. Atunci, în atelierul lui, am descoperit arta lui Brâncuș și am avut de la început o admirație nesfârșită pentru opera lui, care era foarte puțin înțeleasă pe vremea aceea. De când am pășit pragul atelierului din Impas Rosa, prima impresie avută atunci persistă intens în memoria mea. Din mijlocul pietrelor dăltuite, al grinzilor de stejar vechi de sute de ani, al butucilor de lemn ciopliți cu barda, se desprindea luminoasă figura maestrului. Brâncuș a sculptat germinarea, așa cum a sculptat adormirea, înălțarea și peste tot desăvârșirea, ca o neîncetată mângâiere a formelor, în tocmai pietrei spălate de apă. A tăcea tăcere, ce lung infinitiv, dar din tăcerea aceasta, ținând fie de istorie, fie de gramatica românească, el, Brâncuș, avea să facă un monument universal.